Dezinfectarea cu Ana Sârbu. Bună ziua, sunt Ana Sârbu și astăzi am să vă ofer sfaturi utile și rapide de depistarea dezinformării în mediul online, adică pe internet. De multe ori aud oamenii spunându-mi, am citit undeva că pe Facebook a apărut o știre despre trei fete care au fost violate la Odessa, pe Google am găsit o știre despre un atacator la o biserică din Cahul. Toate aceste informații pe care eu ulterior le verific se adeveresc a fi de cele mai multe ori pur și simplu dezinformări. Asta pentru că mulți dintre voi nu sunt atenți la mai multe detalii. Și da, mulți dintre voi aveți încredere în ceea ce citiți pe internet sau vedeți la televizor. Dar nu ar trebui să fiți atât de încrezători. Iată câteva sfaturi pentru depistarea știrilor false. 1. Fii sceptic atunci când citești titlurile. Cel mai adesea, știrile false au titluri atrăgătoare, scrise cu litere mari și urmate de semne de exclamație. Adică, dacă afirmațiile șocante din titlu par greu de crezut, probabil că nu sunt adevărate. 2. Analizează atent URL-ul știrii. Un URL fals sau doar asemănător cu unul veridic ar putea reprezenta un semn că știrea este falsă. Majoritatea site-urilor de știri false imită sursele de știri autentice, efectuând mici modificări asupra URL-ului. Poți accesa site-ul și compara URL-urile pentru a diferenția sursele. 3. Investighează sursa. Asigură-te că articolul este scris de o sursă care ți-a câștigat încrederea, prin reputația pentru acuratețe. Dacă articolul provine de la o organizație nefamiliară, consultă secțiunea despre a acesteia pe site-ul lor pentru a afla mai multe. 4. Ai grijă la fotografii. Articolele de știri false conțin adesea imagini sau clipuri video trucate. În unele cazuri, fotografia ar putea fi autentică, dar ar putea fi scoasă din context. Ai putea să încarci fotografia sau imaginea pe Google pentru a verifica sursa. 5. Verifică sursele autorului pentru a te convinge că sunt corecte. Lipsa dovezilor sau citarea unor experți anonimi ar putea indica un articol de știri false. 6. Articolul este o glumă. În unele situații este greu de făcut diferența între articolele de știri false și articolele umoristice sau satirice. Verifică dacă sursa este cunoscută pentru latura sa parodică și dacă detaliile articolului și tonul acestuia sugerează faptul că este doar o glumă. Unele articole sunt false în mod intenționat. Gândește critic cu privire la articolele pe care le citești și distribuie doar știrile care ești sigur că sunt adevărate. Atât a fost pentru emisiunea de astăzi. Nu uitați, confruntați și analizați informațiile. Rămâneți pe TV8, televiziunea oamenilor liberi. Să-ți